Deși nu a început încă sezonul rece, reprezentanții spitalelor se plâng că nu au bani pentru facturi. Directorii sunt puși în situația de a opri căldura în saloane de teamă că vor epuiza resursa financiară. Au încercat să facă economii acolo unde s-a putut, dar privesc cu teamă la iarna care se apropie. Conform Digi24, spitalul din Novaci deservește locuitorii orașului și pe cei ai comunelor arondate. În total sunt aproximativ 60.000 de oameni. Acestora li se adaugă și turiștii care ajung în stațiunea Montană Rânca, situată în apropiere de Novaci și care au nevoie de îngrijiri medicale pe perioada concediilor. Directorul caută soluții acum pentru a trece mai ușor de sezonul rece, ca să poată face economie sau cumpărat chiar și pături mai groase pentru pacienți. Creșterile de preț sunt mari, iar sumele de pe facturile la curent s-au triplat. Și la curent a crescut prețul destul de mult. Dacă în 2019 plăteam 27.000 o factură, în 2022 a venit 72.000. S-a încercat economisirea energiei electrice prin oprirea televizoarelor din cabinetele medicilor și scoaterea calculatoarelor din priză la final de program, însă reducerile s-au dovedit a fi nesemnificative, a relatat Emil Grigore, manager spital. Tot el a spus că o să găsească soluții și dacă va fi nevoie, va cere și sprijinul oamenilor de bine din care întotdeauna i-au ajutat. Plita din bucătăria spitalului funcționează pe bază de motorină, dar nu este nici ea folosită permanent. Când sunt pacienți puțini, gătim pe aragaz, să facem economie de curent. Când sunt mai mulți, dăm drumul la plită, a spus Irina, bucătăreasa spitalului. Spitalul a achiziționat motorina în 1 februarie cu 3,92 de lei, iar în aprilie atunci când a fost făcută ultima achiziție, ajunsese la 5 lei și 21 de bani. Într-un an, unitatea medicală are nevoie de cel puțin 30 de tone de motorină, în mare parte doar pentru a încălzi cele 36 de saloane, relatează Digi24.